Da. Băieți, sunt la ieșire din Zimnicea, am stat la PECO ăsta să mă încarc telefonul, bateriile și s-o încărca full, cât o trebuie să stau, oră 40 de minute. Am încărcat un pic drona, s-ar putea să am șanse ca să margă drona. Sunt la PECO ăsta, la ieșire din Zimnicea, spre Turnul Măgurele. Habana câți kilometri am, tati? Nu știu. Problema e să... Oh, e cald. Deci pe ceva, mamă, deac, ce cald e. Apa mică, am cald în geantă și... Vedem. Am văzut că am lung... Aici ies un pic, mai am ca vreo un kilometru și ies afară din oraș și de aici începe problema. Am undeva la 10 km gol și de aici începe căldura. N-am mai stau la umbră. Acolo la PECO n-o fă răcoare, ca să zic că stau răcoare, la prinde muște și căldură. Căldură, că e terasa aia cu plasticuri și plasticul face căldură și exact seara. Eram în seara, stăteam în seara. Da, asta e. Am zis că o să-mi caut undeva un loc, să văd dacă oriunde am să găsesc un loc, cât de cât pe răcoare, și am să stau, că degeaba mă duc, că nu fac cine știe ce. Mai mult fac la 5 încolo, de când se duce soarele, mai mult fac, uitați, abandon. Acum sunt la ieșire din Zimnicea. Mă duc și am văzut prea mulți tineri că merg în direcția asta, nu știu ce e aici. Să fie ceva în liceu, ceva. Nu știu. Am văzut acolo o oră și ceva și bine mi-am căcat bateriile, că am văzut că am lung mult lung în spate și multe sate, comune din astea și acolo mi-e cam greu să la PECO oriunde găsesc priză acolo un pic mai încarc. Am stat mai bine de o oră, am stat vreo 2 ore aproape. Și plec mai departe, dar totuși nu pot duce prea mult, că prindă golul ăsta, apa oricum deja e caldă, nu pot să fac male. Uite aici, vezi, tineri, aici văd foarte mult tineri, am văzut că vin încoace, nu știu ce e aici, nu știu ce e aici, la liceu, școală, barul. Parna. Deci o plodire mare și o scurioșie aici. Că am văzut că foarte mulți vin încoace. Mă uit, caut o inscripție ca să-mi dau seama despre ce e vorba, dar nu văd. Nu văd. Și aici, asta e ultima clădire. Asta e ultima clădire care am putea să descifrez. Dar de unde ieșit ăștia? Ah, e ceva bar aici. Da, să vede, ceva terasă, bar. A zis că e abandon, pai. Da. Tractoare sunt înăuntru. Dar ce scrie aici? Liceul, da! Liceu teoretic, mi-am dat eu seama că e ceva aici. Stai că s-a oprit poliția. Deci liceu, mă gândeam, nu ce, Doamne. Păi de văr mulți tineri în direcția asta. Liceu teoretic. Adică liceu de pierdut vreme. Liceu de teorie, fără practică. Așa nu se poate trăi. Teorie, multă, multă teorie. Teorie, tată, multă, ha? Practică nimica. Ăsta e liceu teoretic, ha? Salut, salut! Vă trebuie practică, ca să trăiești în viață, trebuie practică, nu teorie. Ăsta e liceu de... pasole. Hello, my friend. Da, liceu teoretic. Bine, bun, istoric cu teoria. Uite de aici o să ajungeți. Uitați.
În serio, dar nici aici nu mai sunt locuri de muncă. Nici aici nu sunt locuri de muncă, pentru că nu este zimnicea, după cum vedeți. Zimnicea ieșim și de aici mai departe. Ca să vedeți ce înseamnă un sistem liceo-teoretic. Nu treci în teorie, tati, practică. Practica, lopata în mână, grebla, târnacopul și la treabă. Cu teoria nu mai ține vrăjala. Acum suntem educați toți suntem șmecheri acum. Nu mai ține acum că tu ai și eu nu am. Na, nu mai ține. Dar mi-am dat seama, mă, ce vin prea mulți tineri în toată, vezi? E ce o pierdere de timp, ca asta pot să numesc eu. Mai contează. S-a făcut acolo un liceu, să-i bage bătăți acolo. Am stat cu ei acolo la bar. Erau foarte gălăgioși. Și vorbea foarte cuvinte, foarte multe cuvinte legate cu, de la bunic în jos. Și păi zic că ăștia sunt mari teoreticieni. Așa au inventat floarea soarelui, încă o dată. Încă o dată mai face, uite-te, s-a îndreptat floarea soarelui spre soare. Da, exact cum i-am spus, dimineața era în direcția asta, am un soare aici, soarele sunt drept. Și uite așa, se îndreaptă la gravonți, uite. Dar au știut engleză, au știut, am văzut. Dar la liceu teoretic mai înveți și engleză. Liceu, nou ajung, turnul Măgurele, 5-4 km. N-am. Fântânele, ăsta e 8 km gol. Ăsta e 8 km, Târgu Măgurele, 54, Fântânele, 8 km. Deci ăsta e gol de care v-am vorbit eu. 8 km. Asta e, uite mă, soarele. E aici, în direcția asta. Uitați, toată floarea soarelui în direcția asta. Da! E bun. Mamă, de-aș avea eu, de-aș fi avut jumate de minte care am acum, când eram eu la liceu. Eram undeva director la o bancă. Da. Mi-a spus dirigintea, dar ce nu vii mici la școală? Că zic că îmi pierd vremea pe aici. Pe mine asta nu mă ajută în viață. Așa i-am spus, pe mine nu mă ajută în viață. Cine e pretaș, ei nu mă ajută capsul cu nimica. Am spus că dacă știu toate capitalele lumii, cine o să mă angajeze cineva să îi le spun? Da. Da, am început să de examene din capitale, de parcă m-a așteptat pe mine la ceva. Că minerii pensionari, care sunt mineri pensionari, o știu școală. Și uite că sunt pensionar și fără să știe școală. Dar sunt și foarte mulți oameni în România care au permis și nu știu școală. N-au școală. Înțeles? Contează ce faci în viață, contează cum ți-ai deschis creierul. Am să găsesc, uite aici cred că o să stau. Și... e foarte clar. Hai de capul meu. Mai ales când mă duc pe asfalt, hai de capul meu. Foarte cald. Hello my friend, o știu de engleză băiatul, nicio problemă, te angajăm. Ghid turistic. Uite aici stăm. Nu vă pot duce, foarte cald. 8 km. Da, asta e băieții. Asta e. Am stat acolo deja foarte cald aici. Și am foarte mult încolo de mers. 8 km, aia înseamnă 2 ore. 2 ore în flux pe soare. Trebuie să mă dezbrac. V-am pupat. Ne vedem un pic mai încolo. Alte discuții. Pa, pa.